cazul să mă mut, dar... Nu știu cum o să car asta. Am reușit să mă mut. Mi-a luat aproape o oră. Am găsit o scoică să bag la somn în caz de nu găsește colegul Râme. N-a mai venit. Și m-am mutat în locul ăsta. Cred că aici a vrut să zică că e groapa unde am șanse să prind ceva. Bun. Este ora 4:15. Trebuie să-mi fac adăpostul, culcușul, să fie pregătit. Să adun lemne pentru foc, să mai fierb niște apă. Încă supraviețuiesc după aproape 10-11 ore. Da, nu merg bătuți pari în nisipul ăsta. Așa că să fac niște găuri.
estetic, dar cred că o să funcționeze. Cam atât m-a dus capul. Trebuia o prelată de asta mai mare, ca să pun și în părți. Cam așa mi-aș fi imaginat eu. Încerc să-l îmbunătățesc puțin și cam atât, că mai am de adus și lemne pentru foc. Am mai găsit un scaun. Un umeraș. Mi-am făcut provizia de apă. Pernă. Am și sac de dormit. Am mai găsit chestia asta, o să folosesc pe post de dulap. Am băgat aici toată momeala și alte lucruri. Asta este un fel de un fel de tejdea. O să țin aici chestii de astea pentru pescuit. Tava de fric pește. Gardienii dorm. Am pregătit și lemne. Sper să ajungă. Dacă nu, o să mai caut noaptea. Asta e. Oricum sunt cam istovit. Sunt cam istovit, e ora 6. E muncă multă. Muncă multă, bani puțin. Dar e destul de cozy. Mi-e place cum arată. Și ca să prosper, apa am băut. Ar trebui să și prind un pește să mănânc. Deci o să trag tare pe lansete, o să mai bag undița puțin și încet, încet, când se întunecă, o să fac focul, o să mai fierb niște apă, deși pare mai gustoasă așa, dar să nu mă taie la burtică. Și aștept noaptea. Da, a venit colegul care mi-a adus râmele și am stat de vorbă vreo oră. Mi-a adus și cremvuști și roșii și brânză și l-am refuzat. I-am zis așa mai pe ocolite că eu fac aici survival și m-a înțeles chipurile
Și mi-a mai zis că aici s-a luat somn de 13 kg, că e foarte adâncă. E foarte, foarte adâncă apa. Are 30 ceva de metri. Și am băgat ambele lansete la râmele alea negre și spectaculoase. Hai, păpușile, faceți-mi și mie o bucurie. Hai, păpușile, nu tata. O trăsătură ușoară. Deja mi-a dat cu dopamină, dar a încetat. Și tot așteptând să mai tragă o dată, am văzut ceva mișcare pe aici prin apă. Era interesant dacă mai puteam să bag undița un pic. Să încerc să prind un starlet de plută. Nu știu dacă are opțiunea asta, dar merită încercat. Da, e nouă, cred că mai tare de atât nu se întunecă. Dar e foarte lumină. Nici nu am făcut focul. L-aș face pur și simplu să mai citesc, să în caz de prind un pește să fie pregătit. Nu știu dacă are rost. Mă mai gândesc, mai stau un pic așa, că e o atmosferă foarte, foarte plăcută și foarte intimă, așa. Se văd luminile de pe faleză. Am legat starletele, ăsta expirat, cu niște bandă de izoler. Și dacă mușcă ceva, o să...
este fix miezul nopții. Nu vine să cred, ați pisem așa dulce. Și au început câinii ăștia să latre. Oh, agitați! Și m-am trezit. O lansetă nu m-ar fi trezit. A trecut în sfârșit de multa noapte. A fost lunguță. Am reușit să ațipez de vreo două ori, dar m-au trezit câinii ăștia, au început să latre, au început să facă scandal. Și m-am tot ridicat la lansete în urma zdrângănitului de clopoței, dar cred că majoritatea au fost de la lilieci sau păsări sau care s-au izbit de fir. În rest, nicio trăsătură n-am avut, dar a fost o noapte destul de liniștită, a fost chiar în regulă. Și dus am fost. Dus am fost că m-am enervat așa, că am avut proasta inspirație și prostul flair de a mă așeza pe un loc cu niște praguri foarte, foarte nenorocite. Am rupt vreo 7 monturi. N-a tras niciodată. Și m-am plictisit. Și am tirat-o. Plănuisem să mai stau până la prânz, măcar să mai pescuiesc, dar ca să pescuiești trebuie să se îndeplinească măcar o singură cerință, să prinzi pește. Că dacă nu ajungem la vorba alora care zic că ori te duci să pescuiești, ori te duci să prinzi pește, din două una. Trebuie să... Na. Concluzia ar fi aceea că aici nu prea este loc de pescuit și
E mult mai frumos să te duci într-un loc unde să ai și ceva activitate, că dacă nu, te cam plictisești. Ca atare, am înțeles ce se întâmplă aici. O să caut zone mai sălbatice, mai interesante. Dar una peste alta a fost ca primă experiență cu campare, cu fără apă, fără mâncare, a fost ok. Cred că am vreo 40 de ore în care am mâncat 5 obleți. Dar nu asta e o problemă neapărat. Problema este plictiseala și na,